Deocamdată s-a terminat ședința CSAT-ului și o să revin imediat la, cea, la acest. Deocamdată, tema pe care am discutat-o astăzi, singura temă de pe ordinea de zi, a fost rectificarea bugetară propusă de guvern. Rectificarea bugetară propusă de guvern pentru instituțiile din domeniul securității naționale. Este obligație acest aviz al Consiliului Suprem de Apărare a Țării atunci când se discută bugetele instituțiilor din domeniul securității naționale. Asta ca să înțeleagă toată lumea că nu este în niciun caz o chestiune facultativă sau opțională sau cum doriți. Avem aici câteva. Date pe care le-aș comenta pe scurt. Guvernul a publicat în august un proiect de rectificare bugetară. Un proiect care reprezenta o rectificare bugetară puternic pozitivă, adică s-au alocat mult mai mulți bani în plus decât în bugetul inițial. Așa a fost și prezentată rectificarea, așa s-a și dorit. Totuși, spre surprinderea multora, nu doar a celor din domeniul securității naționale, pe o rectificare puternic pozitivă, guvernul a propus tăieri semnificative la foarte multe instituții importante din zona securității naționale. Acest lucru nu a fost la niciun moment explicat. Cu toate că legea prevede un termen de 30 de zile pentru discutarea acestor acte normative în CSAT, înțelegând urgența și având în vedere solicitările din partea unor miniștri, am stabilit ședința CSAT-ului mult mai repede, adică pentru astăzi. Între timp, guvernul a publicat un nou proiect de rectificare bugetară și mai optimistă rectificarea, deci se alocă aproximativ 3,5 miliarde de lei în plus față de prima variantă. În aceste condiții este inexplicabil și nici nu a fost explicat. De ce s-a insistat în continuare pe diminuarea fondurilor instituțiilor din domeniul securității naționale? Aceste chestiuni au fost prezentate și astăzi în CESATE. Guvernul nu a venit cu niciun fel de explicație pentru aceste tăieri. Pe de altă parte, directorii serviciilor și instituțiilor ne-au prezentat situația din punctul lor de vedere, arătând foarte clar că în aceste condiții de tăiere nu se pot atinge obiectivele stabilite tot în CSAT, tot cu acest guvern, în prima parte a anului 2018. Având în vedere toate acestea, nu s-a putut obține consens, adică unanimitatea în CSAT și nu s-a putut emite avizul necesar pentru rectificarea bugetară. Având în vedere această situație, am luat decizia să suspend ședința CSAT, deoarece, după părerea mea, rectificarea bugetară este necesară. Ea trebuie făcută. Pe de altă parte, nu putem să facem abstracție și nu dorim să facem o abstracție, de la principiul colaborării loiale între instituțiile statului. Și atunci, prin suspendarea ședinței CSAT, am creat posibilitatea guvernului să revină cu un nou proiect de rectificare, să renunțe la aceste tăieri bugetare în zona securității naționale. Care în niciun caz nu pot fi explicate decât eventual printr-o sintagmă de tip șicană politică, să se revină la discuții, la colaborări și imediat ce situația va fi remediată, se va putea obține avizul CSAT. Vreau să subliniez în această conjunctură. Că este numai răspunderea guvernului ce se întâmplă în continuare. Este nevoie de bani în foarte multe sectoare. Am spus din capul locului că așa este, am spus din capul locului că este necesară o rectificare bugetară. Dar nu este admisibil să punem în dificultate securitatea României în condițiile în care rectificarea, repet, este una puternic pozitivă și nu există niciun fel de motivație pentru tăieri bugetare într-o zonă atât de sensibilă cum este cea a securității naționale. România este o țară sigură, românii sunt bine apărați, dar aceste lucruri nu vin de la sine. Aceste lucruri le avem, fiindcă avem instituții, avem servicii performante care garantează românilor această securitate. Ea nu trebuie și nu poate să fie diminuată pentru niște considerente de politică măruntă. În consecință, aștept și asta le-am spus sigur membrilor Guvernului să revină cu un nou proiect de rectificare bugetară care elimină aceste tăieri inexplicabile dacă vrem să fim oameni serioși. Dacă dorim să insistăm pe niște șicane politice, atunci sigur lucrurile s-ar putea să se corecteze un pic mai greu. Vă mulțumesc.